A 32-a duminică după Rusalii, în al preasfințitul Teodosie, arhiepiscopul Tomisului a săvârșit Sfânta Liturghie la Catedrala Arhiepiscopală Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Constanța. După sfânta slujbă, credincioșilor li s-a tălmăcit Sfânta Evanghelie de către ierarhul Tomisului, arătând că oricine se poate mântui prin căință, credință și dorință, oricât de păcătos ar fi. Duminica aceasta, numită a lui Zaheu, ne cheamă pe noi la adevărata înțelepciune să căutăm comoara sufletului nostru în care se află în taina vieții noastre și Dumnezeu. Zaheu, cu adevărat, era mai marele vameșilor și bogat. Adunase averea din furat, dar iată, auzind de Mântuitorul, vrea să-L vadă. Era pregătit să-L întâlnească. În lăuntrul său era un fior de credință și o dorință de căință și de schimbare. De aceea, aflându-se în cele mai de jos, el se urcă, fiind mic de statură, în dud ca să-L vadă pe Hristos. Hristos îi cunoaște inima și îl intră în casa sa, spunându-i să coboare să-l primească. El se căiește și dăruiește jumătate din averea sa săracilor și pe cei năpăstuiți îi răsplătește împietrit. La final, ierarhul i-a binecuvântat pe toți cei prezenți în catedrala arhiepiscopală.